știți care e cea mai bună dulceață? Aceea care o poți face din propriile fructe, din fructele din grădina ta, din care vei mânca cu o mai mare satisfacție, pentru că le-ai cules chiar de la tine din grădină. Indiferent că este vorba de căpșuni, cireșe, vișine, frăguțe, acelea pe care le poți culege din grădina ta sunt cele mai bune. Iar noi astăzi vom face dulceață de vișine. Vișinul nostru, din păcate, nu este unul foarte bogat și trebuie să culegem vișinele cu mare greutate, dar ne bucurăm pentru fiecare vișină pe care o culegem. Op. Voi spăla foarte bine vișinele și apoi scoatem sâmburii din fiecare vișină. Sunt mai multe metode prin care putem să scoatem sâmburii din aceste fructe. Este un aparat special pe care îl găsim în magazine și bagi vișina sau cireașa în acel aparat, apeși pe un buton și îți scoate sâmburele. E un aparat foarte bun. Mai este o metodă prin care poți să scoți sâmburii, aceea cu paiul de băut, doar să fie un pai de plastic, pentru că acelea noi, de hârtie sau carton, nu sunt foarte bune. Dar cred că cea mai ușoară metodă și cea mai la îndemână este să ne folosim de aceste unelte pe care le avem deja, mâinile noastre. Și să ne înarmăm cu multă răbdare, pentru că cred că asta e cel mai important. Eu am terminat de curățat vișinele și le-am pus deja în oală, la fiert. Am adăugat zahăr și tind să cred că am pus puțin cam mult zahăr, deci vom avea o dulceață foarte îndulcită, dar în același timp foarte aromată, și sper să ne ajungă, pentru că am avut o cantitate destul de mică de vișine. Am fiert dulceața cât de mult am putut și cred că încă o voi mai lăsa la fiert. Cum verificăm dacă dulceața pe care o facem este suficient de fiartă sau suficient de groasă? Mai ales în cazul vișinelor de față, dulceața este foarte lichidă și atunci ne luăm puțină zeamă și ne punem pe o farfurie. Când dulceața se răcește, ne uităm dacă mai curge. Ia încă zeama, sucul, dulceața încă curge. Și asta înseamnă că este mult prea lichidă. De aceea o voi pune din nou la fiert. Din păcate am avut foarte puține vișine și nu știu dacă vom reuși să facem măcar două borcane de dulceață de vișine. Dar pentru a avea impresia că e mai multă, o vom pune în borcane mult mai mici. Iată că din 2 kg de vișine
m-am ales cu 5 borcanele mici de dulceață. Sper că v-a plăcut rețeta mea de dulceață de vișine, sper că v-am inspirat mai mult decât orice să vă produceți propriile produse, să vă produceți propriile dulcețuri din grădina proprie. Chiar dacă a ieșit foarte puțină dulceață, eu sunt mulțumită. Dulceața de vișine lasă foarte mult suc care se evaporă și atunci rămânem cu produsul finit într-o cantitate destul de mică. Eu vă mulțumesc că ați urmărit acest video până la final, dar știu că sunt persoane care procedează diferit, care fac dulceața de vișine într-un mod diferit. De aceea vă rog să-mi scrieți în comentarii cum faceți voi și mai ales dacă v-a ajutat acest video. Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Iată ce bine a ieșit și dulceața. Consistență foarte frumoasă. Perfect. Ce-i bun?